Iată ce dosare vor putea fi judecate în intervalul de o lună și jumătate, cât va dura vacanța judecătorească: La secția civilă: ordin de protecție, suspendare executare silită, măsuri asiguratorii, ordonanță președințială, suspendare executare hotărâre, suspendare executare act administrativ, achiziții publice, măsuri de protecție specială, legea numărul 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și legea numărul 273/2004 privind procedura adopției. La secția penală Verificări privind măsuri preventive, alte cereri privind măsuri preventive, măsuri asiguratorii, restituire bunuri, luarea măsurilor asiguratorii, ordine de indisponibilizare și ordine de confiscare. Comisie Rogatorie Cerere de Asistență Judiciară Internațională, Ordin European de Protecție, Confirmare Internare Medicală, Confirmare Obligare la Tratament Medical, Contestația la Executare, Prelungire, Înlocuire Măsuri Educative Neprivative, Schimbare Măsura Educativă a Internării, Schimbare Regim Executare, Sesizarea cu Acordul de Recunoaștere a Vinovăției, Înlocuirea, Încetarea Obligării la Tratament Medical, Menținerea, Înlocuirea sau Încetarea Măsurii Internării Medicale, Confirmare, redeschidere, urmărire penală, contestație durată, proces. Modificări la măsuri educative neprivative, alte modificări ale pedepsei, liberarea condiționată, amânarea executării pedepsei, contestație, revocarea amânării executării pedepsei, întreruperea executării pedepsei, contestație, internarea medicală, obligarea la tratament medical, măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, complet contestații măsuri preventive și altele, excepție de neconstituționalitate, alte cereri apreciate ca fiind urgente de magistratul în cauză. La secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, litigii de muncă, acțiune în constatarea nelegalității grevei, acțiune în suspendarea grevei, asigurare dovezi, măsuri asiguratorii. Ordonanță președințială, suspendarea provizorie a executării, suspendare executare. Asigurări sociale, ordonanță președințială, suspendarea provizorie a executării, suspendare executare. De asemenea, în perioada vacanței judecătorești, biroul, arhivă și Registratură al Tribunalului Argeș va fi deschis publicului în fiecare zi de luni între orele 8-12, în acest interval putând fi depuse acțiuni, cereri și documente cu privire la dosarele aflate pe rolul instanței, ori soluționate, și pot fi solicitate dosarele pentru. Studiu. În celelalte zile, acțiunile, cererile și documentele cu privire la dosarele aflate pe rolul instanței ori soluționate pot fi transmise instanței prin e-mail, fax, poștă. Și biroul Apostile va avea un program special și își va desfășura activitatea în perioada 15 iulie 2 august 2024 între orele 8-12 și în perioada 19-23 august 2024 între orele 8-12.